toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele tău de moarte. Miluiește-ne pe noi. Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: Scoate
Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fuge în Egipt și stai acolo, până ce-ți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el scurându-se a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: Într-o mur s-ai stă. Pe care lăudăm.
Iașilor și mitropolita Rodei și Bucovinei, pe care dăruiește Sfintelor Tare Biserici. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, părinților, fraților, ostenitorilor, ctitorilor, donatorilor, binefăcătorilor și închinătorilor Sfântului Lucașului acestuia, autorităților locale, profesorilor, studenților, elevilor, copiilor și tineretului cele binecredincioși de pretutindenea, binecredincioșilor creștini care sunt prezenți în această sfântă prăznuire, și celor care poartă numele Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim, cel Sfinții de la Tismana, dă-le, Doamne, sănătate, zile de lungate, mântuire și într-o toate bunăsporire, și îi păzește într-un mulți ani. Odată cu bucuria nașterii Pruncușorului nostru Iisus Hristos și bucuria de astăzi, în primul rând, prezența ierarhului. Mulțumesc Bunul Dumnezeu pentru această mare binecuvântare, pentru slujba arhierească. Prezenția voastră de fiecare dată ați adus multă bucurie, multă binecuvântare. Se vede cum prosperă lucrurile în această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului, în Dealul Mare. Atât timp totul s-a făcut cu blagoslovenie, cu binecuvântare. Unde de altfel trebuie să recunoaștem că preasfinția voastră ați fost și arhitectul locului, repet. Și tot timpul atât de frumos și bine a știut să faceți totul cum ar trebui într-o viață de oștie, într-o mănăstire, unde, iată, datorită binecuvântării lui Dumnezeu și a presenției voastre, care adâmbul arăta așa cum arăta, doar o ruină, după război, după revoluție, unde preasfinția voastră, când ați apărut în Iași, ca episcop vicar, mi-ați fost alături, trebuie să recunosc, la mari și grele încercări. Și dacă Dumnezeu m-a blagoslovit și am făcut ascultare și am fost și supus, trebuie să nu mă laud singur, tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a ierarhului, a chiriarhului locului, iată că s-au făcut lucruri mărețe, lucruri frumoase. Mănăstirea Hadâmbu, trebuie să recunoaștem că a ajuns o frumoasă siesuie. Asta se datorează și preasfinției voastre foarte mult. Și în ultimul rând, oftii destoinici, care Dumnezeu ne-a blăgăsodit cu oftii mai mici, deși este cu adevărat cu oftii destoinici, unii nu ușor, este cum ați și spus preasfinția voastră, emoții. Și să știți că n-a știut că slujiți astăzi, fiindcă preasfinția voastră la slujba faine Sfântului Mascul, apenas Sfântului Mascul,
a zis că nu știe sigur. Și atunci eu mi-am permis singur și am anunțat credincioșii că veți fi prezent. Pe când ați făcut-o, Preasfinția voastră, știu că o faceți mai mult pentru credincioși, nu pentru mine, dar trebuie să recunosc și pentru mine față să umpli celălalt. Și atât timp cât sunteți prezent, înseamnă că am și ceva. Și pentru mine are ceva cât e cât acolo. Și trebuie să recunosc că credincioșii vin la mare distanță pentru Măicuța Domnului, dar și când aude că sunteți prezent la slujbele arhierești, la Sfântul Maslu. Și cu siguranță fiecare credincios, că fiecare pelerin se folosește după, mai cu seamă, după rugăciunile, deslegările rostite pentru sănătate, care avem o mare nevoie. Vin și mulțumesc Maicii Domnului și tot revin și iarăși revin și tot ne întreabă când mai este slujbă și când va fi prezent Preasfințitul. Astăzi este o bucurie și pentru obștea noastră, fiindcă paraclisul acesta îl servează unul din celelalte hramuri, fiindcă acest paraclis a fost blagoslovit să aibă protector doi mari sfinți, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preacuvios Pântenicodim, cel sfințit de la Tismana. Bun, iată că am ajuns bucuria de astăzi, Sfânta noastră mănăstire, paraclisul acestei frumoase catedrale, cum o numea, prea fericit în prezenția voastră, când a fost la noi după ce a fost înscaunat ca patriarh, așa a numit această biserică, frumoasa catedrală de la mănăstirea Hadim, unde cinstim și sărbătorim cu mare cinste și evlavie protectorul acestui paraclis, Sfântul Nicodim, care din mâna lui Dumnezeu, la mănăstirea Putna, de copil având numele de Nicolae, și când am fost suns în monahism, când erați prezent și Preasfinția voastră, mi s-a pus numele de către Preasfințitul Părintei Gerasim Putneanu Nicodim. Și iată că a lucrat Maica Domnului prin acești mari sfinți să fie protectorii acestui paraclis, Preasfinția voastră. Am întâmplat să încheiem puțin opera Hadâmului printr-o cloponință frumoasă, unde văd că credincioșii pelerinii vor intra sub acea voltă mare a cloponiței, dar gândul meu a fost să fie clopote mai multe, că merită această mănăstire, această frumoasă sfârstrie și trebuia să mergem la Biserica Nouă, la Biserica Monument, pentru a trage un clopot. Ori aici, dacă, și cred cu siguranță că ne va ajuta Maica Domnului, și în altă simțit o să dea blagoslovenie, dar Preasfinția voastră îmi cere tare că vă împovărăm din nou această coponiță, nu o să iasă decât cu proiectul și cu darul Preasfinției voastre, fiindcă aici este lucrarea Preasfinției voastre, că tot lucrul este bine făcut, să nu spun și eu ca domnul președinte bine făcut, dar e bine făcut și la locul lui și este o arhitectură ștefăneană. Și ferească Dumnezeu să mă apuc eu să fac o cloponiță, să fie ca un, nu spun cum, așa că îmi cere tare Preasfinția voastră, că iarăși din nou o să aveți, nu povară, eu cred că Preasfinția voastră nu știu că dormiți noaptea, atât timp cât aveți scoase peste 60 de cărți, Hristos știe când îi mai scrieți, și când aveți timp și de celelalte, fiindcă e mila Dumnezeu, eparhia noastră a Moldovei este destul de mare, destul de mare. Și doar în altă Preasfințitul și Preasfinția voastră nu ușor vă este. Și nu vă uitați, observ că ne dați niște pilde vii și în altă Preasfințitul și Preasfinția voastră. Fără să ne arătați că sunteți obosit atât timp că veniți la o altă slujbă, la o sfințire de biserică. Sunteți prezenți și după amiază, ori la Sfântul Maslor, nu este prima mănăstire, sau peste tot vă duceți. Trebuie să recunosc în toate cătunile unde n-ați mers Preasfinția voastră. Mi-aduc aminte, când dați voie să o amintesc, că v-ați răsturnat cu o căruță și pe noștri aici, v-ați dus chiar în zona aia acolo unde nu umbla nimeni acolo. Și ați mers pe timp de iarnă, pe visco și ați slujit Sfânta Liturghie. Să vă țină Hristos Dumnezeu Preasfinția voastră, să vă dărească multă sănătate și cel mai bun pentru că faceți foarte multe pentru Biserica Mamă Ortodoxă și trebuie să recunoaștem pentru
noi toți monahii, fiindcă spuneau credincioase că încerecate, că se cutremură când se uită la chipul preasfinției voastre. Că vede, îl vede ca pe Hristos pe icoană. E bine, darul lui Dumnezeu, darul lui Hristos lucrează prin ierarhii care sunt Hristos pe pământ, solii lui Dumnezeu, preoți, ierarhul Hristos pe pământ și normal că harul divina lui Dumnezeu lucrează în fiecare credință și în fiecare suflet și inima omului. Vă mulțumesc încă o dată, Preasfinția voastră, pentru darul care ne l-ați oferit astăzi, că eram cam necăjițel așa. Eu zic, Doamne, dacă nu e Preasfințitul, eu nu pot vorbi, n-am, mi-a luat Dumnezeu, mi-a dat smerenie, mă cam smerit să nu pot cânta, fiindcă am avut serbarea cu cei 1000 de copii și tot. Fiind foarte rece afară, Constantin m-a pus la treabă. Și atunci, ca de ziua mea, trebuie să spun și o două vorbe, fiindcă vă iubesc prea mult ca să și pe Preasfințitul să ne-i mulțumesc, pentru că a venit cum a venit, nu ușor a fost, dar să fiu cinstit, pentru mine, mai mare dar ca acesta, că existați în viața mănăstirii și a bisericii și că există Preasfințitul, trebuie să recunosc că de fiecare dată, dacă nu mă înșel, dacă ați ieșit de la Hramul Sfântul Erasmi, Sfântul Preacuvios Părinte Nicolim, cred că ați fost aproape de an. Anul trecut Preasfințitul zice că îți ajunge Nicolim, mai cheamă și alții erari, fiindcă lumea poate trebuie să mai vadă și că alții erari. Acum, cine blagoslovește Dumnezeu, mă, n-o să scăpați Preasfinția voastră și ajușor din noi. Chiar dacă vreți, n-o să scăpați Preasfinția voastră. Fiindcă vă iubește și poporul. Și apoi, dacă vă iubește și poporul, siguranță că vă iubesc și eu. Și ca să văd poporul, trebuie să vă chem aici. Eu nu știu dacă vin pentru mine așa de mult. Că vin pentru Maica Domnului și se bucur că veniți Preasfinția voastră. Vă mulțumesc, Preasfinția voastră, încă o dată. Hristos Dumnezeu să vă răsplătească atât Preasfinții voastre, cât și preacuvioșilor, preacucenicilor, părinți care se vede lungul care țin la mine, cei care au slujit în sobor. Le mulțumesc.